Bună seara, bună seara! Am terminat live-ul și sunt aici cu un nou rezumat pentru voi. Am fost plină de energie și am vorbit despre mai multe lucruri. În primul rând am vorbit despre ce se întâmplă la nivel energetic cu schimbările din noi, cu ADN-ul care se transformă și care se reașează și povesteam despre un caz concret, despre cazul meu. Spuneam că duminică m-am simțit foarte rău și că nu mi-a fost bine, corpul meu trecea prin niște dureri extraordinare, mă înțepa absolut tot, capul mă durea foarte tare, aveam o stare de vomă, nu mi-era bine absolut deloc. Dar ce am făcut? M-am aliniat cu sinele meu. M-am dus în ființă, adânc, și am zis așa, corpul meu este vehiculul în care acest spirit se plimbă, ca să zic așa. Și atunci corpul meu răspunde foarte frumos la ceea ce mintea îi transmite. Și dacă eu am transmis o informație nu tocmai sănătoasă pentru corpul meu, atunci el a somatizat. Ceva s-a întâmplat. Undeva mi-am programat să mă simt așa. Și m-am aliniat cu sinele meu, m-am dus în adânc în ființă și am zis, eu sunt la butoane, eu comand celulelor mele să se simtă bine și sunt iubire, sunt sănătate, sunt puritate, sunt curățenie. Am înțeles că se transformă tot în jur și noi ne transformăm și atunci e normal ca acest trup să se alinieze cu noile energii și am ieșit din casă și am avut o zi ok, am putut să funcționez duminică, dar a doua zi luni, efectiv, zburam. Și am întrebat oamenii în live în această seară, care ar fi explicația pentru cei care cred cu adevărat în sistemul medical care ne-a fost băgat pe gât de când ne-am născut și medicina, să zic așa, cu care noi am fost obișnuiți? Cum e posibil o zi să crezi că mori, să nu fie punct în corpul tău care să nu te doară, efectiv să nu mai poți de durere, să simți că mori și a doua zi să plutești, să n-ai absolut nicio problemă? Cum e posibil așa ceva? Dacă nu, adevărul că noi ne vindecăm singuri a fost ascuns atâta timp și am zis așa, să ne gândim care este profitul în această matrice dacă oamenii știu că ei se pot vindeca singuri. Ce mai câștigă sistemul medical? Ce mai câștigă farmaciile din asta? Nimic. Acest sistem, această matrice a fost creată cu acest scop, ca noi să fim robi, ca noi să cotizăm în continuare. Ați văzut bătrânii și durerea pe care o afișează și pe care o au și felul în care stau cu capul plecat și cum intră ei în farmacii și cum caută. Credeți că Dumnezeu ar fi lăsat așa pe pământ tratamente, analize și vaccinuri și injecții și antibiotice și totul așa? Sau credeți că ne-a lăsat așa natura și pe noi, bucată, creator din creatori, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat? Dacă suntem Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, înseamnă că ne vindecăm singuri. Și acest adevăr, odată ce o să iasă la iveală, va însemna căderea a tot ceea ce am trăit noi până acum. Am vorbit de asemenea, am recitat o poezie nouă, care se numește Tu nu ești mintea ta. Am spus oamenilor că este fraza sau propoziția care mie mi-a schimbat viața, în momentul în care am înțeles că eu nu sunt mintea mea și că mintea este o unealtă pe care eu o folosesc și care atunci când ajunge să se alinieze cu sufletul și să vină să cadă în genunchi în fața inimii, atunci ajungi să fii în armonie cu tine. Și
Să înțelegem că egoul este cel care, da, este creat de mintea noastră, locul lui este în minte, dar noi nu suntem mintea noastră și nici acest ego, acest sine fals. Noi nu suntem nici trupul nostru, noi suntem spiritul care are un trup și o minte. Și e minunat atunci când realizezi că mintea de-abia așteaptă să-și asculte stăpânul adevărat și să intre în armonie cu totul. Pentru că atunci se creează o lume cu totul nouă. Am spus despre faptul că sunt aici să ajut la trezirea celor care vor să se trezească. Am spus că nu ne-am liniștit și nu ne-am calmat și că nu s-a terminat aici și că pentru cei care continuă să trăiască în frică vor veni timpuri și mai grele și că cu cât ești mai aliniat cu frica și nu vrei să te uiți în tine, să te detașezi de lumea exterioară, să începi să ai grijă de tine, să te iubești, să te îngrijești, să închizi televizorul, dacă poți chiar să-l arunci pe fereastră, să te asculți pe tine și nu pe ceilalți, să începi să mănânci sănătos, să postești, să te vindeci singur, să te încrezi în tine, să mai tai din cercul de prieteni care nu te ajută să crești. Cei care nu vor să facă asta și care se încăpățânează să-i urmeze pe alții, se vor duce în direcția asta în care a luat-o deja o parte din lume. Ceilalți se duc înapoi acasă, înapoi la Dumnezeu, la natură, la ceea ce noi suntem cu adevărat, la a trăi în armonie cu tot ceea ce este. Și spuneam că, deși nu se vorbește despre asta, să ne uităm în jur, să vedem schimbările, că se pot vedea schimbări. Câți oameni au renunțat, au plecat din orașe, s-au mutat la țară sau au început dintr-o dată o nouă viață și s-au debarasat de acest sistem. Au terminat cu ratele la bănci, au terminat cu petrecerile, au terminat cu substanțele, au terminat cu mâncarea procesată, au terminat cu carnea, cu alcoolul, cu fumatul, cu drogurile, cu tot. Au terminat cu viața aia. Au înțeles că nu e pentru sănătatea noastră și pentru creșterea noastră și s-au întors la ceea ce este pentru noi. Și e minunat să vezi că ne mulțim de la zi la zi, dar nu toți vom merge pe noul pământ și vom începe o nouă viață. Ceilalți, din păcate, și poate mulți dintre ei, oameni, cunoștințe, familie, prieteni sau, mă rog, dar noi încercăm să fim un exemplu, să fim ceea ce suntem, iar fiecare se trezește la timpul lui, la pasul lui. Am menționat de asemenea că nu s-a terminat cu încercările și că suntem într-un fel de contracție, relaxare, exact ca și nașterea, când credem că ne-am liniștit, să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat din 2020 încoace. Cum a venit pandemia, cum ni s-a spus că doar 2 săptămâni să până se clarifică să stăm închiși, nu știu ce, după care s-a prelungit, cât s-a prelungit și după aia când am zis că s-a terminat, hop, a venit o nouă variantă și după aia când am zis că iar ne-am liniștit, hop, a venit războiul și după aia când am zis acum iar că ne-am liniștit, stați că nu știu ce, variola maimuței a venit și după aia urmează a păianjenului și a gândacului, am făcut o glumă, am zis, în live. Deci nu s-a terminat și nu ne relaxăm, pentru că cei care controlează acest joc, această matrice în care noi am trăit, au un singur mod prin care se controleze, frica noastră. Și pentru că noi am fost hrăniți frică de când ne-am născut, știu că sunt mulți cărora le e frică să iasă din frică. Dar și ceilalți care înțeleg că toate aceste frici, frica de moarte, frica de singurătate, frica de abandon, frica de sărăcie, frica de
foamete, frică. Toate aceste frici sunt închipuite, sunt programe, nu sunt reale. Dacă le iei la bani mărunți și te întorci la bază, afli și începi să vezi cât sunt de puierile, de inofensive aceste frici, de fapt. Îți dai seama că nu sunt reale și când ai ieșit din frică, ești un om liber pentru că pe tine nu te mai poate manipula nimeni. Nimeni. S-a terminat. Ceilalți care rămân în frică, da, vor fi în continuare, li se va spune ce să facă și, din păcate, noi nu putem să salvăm decât pe cei care vor să fie salvați, cei care caută și atunci când cauți, găsești, cei care caută să se trezească, cei care văd exemplu celorlalți și care vor și ei să se schimbe și care au curajul să facă saltul, să sară în necunoscut, să iasă din ce știau ei. Suntem mulți cei care ne-am trezit și ne îndreptăm cu pași înceți și către o lume nouă, către pace și armonie. Și da, vom asista și noi la schimbările care urmează și care nu vor fi ușoare nici pentru noi, dar dacă ești treaz, știi că vei trece peste și știi că ai în tine tot ce trebuie să depășești absolut orice obstacol. Vă pup, vă îmbrățișez, vă urez o seară frumoasă, o săptămână magică și să ne vedem cu drag la un nou rezumat. Pa, pa!